Mai mulți cetățeni români au căzut în plasa unor escroci moldoveni și au rămas fără 1,2 milioane de euro. Aceștia erau ademeniți prin intermediul publicității plasate pe internet, care utiliza pozele unor personalități sau sigle ale unor bănci și erau convinși să facă investiții care porneau de la 250 de euro sau dolari. După transferul banilor, victimele instalau un telefon sau calculatoare programe informatice care permiteau accesul escrocilor la aplicațiile și conturile lor bancare. Escrocheria a fost dirijată din Republica Moldova și Ucraina, inclusiv prin intermediul a 4 call centre în care au descins ofițerii INEI și procurorii PCCOX. 12 persoane au fost reținute. Persoanele au fost reținute în cadrul unei operațiuni de amploare denumite Deepfake, desfășurată de PCCOX de comun cu procurorii DICOT din România și a Direcției Investigații Strategice a Poliției din Ucraina, care a desfășurat percheziții la Kiev. Acțiunile au avut loc sub egida agențiilor europene Eurojust, Europol și SELEC. Cele 12 persoane reținute au vârste cuprinse între 20 și 45 de ani și activau în calitate de operator la centrele de apel, specialiști în domeniul informaticii, agenți de vânzări sau investiții. O parte din bănuiți își recunosc vinovăția și cooperează cu autoritățile de drept. Primele imagini cu reținerea bănuiților au apărut în spațiul public în ziua de miercuri. Ulterior, poliția a anunțat despre percheziții în mai multe locații. În total au fost efectuate 60 de percheziții la Chișinău, Ialoveni și Ocnița, de unde au fost ridicate mai multe bunuri, dar și peste 35.000 de dolari. Alți 35.000 de dolari și 70.000 de hrivne au fost ridicate în urma perchezițiilor la Kiev. Schema de escrocherie a fost pusă la cale de un grup criminal organizat format din membrii mai multor state. Victimele din România erau convinse să investească prin intermediul unor platforme de tranzacționare online sume de 250 de euro sau dolari pentru a obține câștiguri rapide și mari. După ce le câștigau încrederea prin intermediul unor aplicații, escrocii preluau controlul asupra telefoanelor victimelor și accesul la conturile lor bancare. Într-o interceptare audio făcută publică de oamenii legii, unul dintre presupușii escroci povestește cum a urmărit tranzacțiile uneia dintre victime. Salută, acest foarte mare screenshot și cu tine că am fost depozit bancar de 120.000, 25.000 euro. Și eu într-un BRD și l-am luat în UBRD. Azi suma asta, dar mai BRD are încă 90.000 de euro. Dădeam să iei scot mâine când e în nivelul. Și căroce. Între eu și mă cavarez la dânsul, scoate din UBRD, îi spui, te scot la tranzacție în UBRD. Brat, eu transferat în șixa, jumate bilion de euro. 570.000 de euro. PCCOX precizează că în România schema este investigată în cadrul a 120 de dosare penale în baza a 150 de plângeri depuse de persoane înșelate cu un prejudiciu de circa 15 milioane de roni. Investigațiile penale comune continuă.